pedal, larg, vin doar acolo unde s-a aflat. Iată cele nouă daruri ce putem să le primim și din dragoste de oameni pentru ei le folosim. Prin acel ce are daruri de a vorbi în mod înțelept, Domnul vrea să ne arate că să ne scopunce care e voia sa și planul pe care l-ai cu noi, în orice împrejurare după a noastră nevoie. Darul cunoștinței este de folos pentru un plan ce taie ne dorește Domnul nouă a ne-arăta. Prin darul deosebirii Duhului noi aflăm ce Duh este într-o persoană ca să știm cum procedăm. Prin darul credință, omul va realiza orice, pentru cel ce n-are credință, totul putințele. Darul de tămăduire este folosit de acel ce arată doar spre Domnul ca să-L tămăduim. Prin acest dar, Domnul arată către Evanghelie și determină pe oameni să vadă cât de cum. A minunilor putere se vede când Domnul vrea, că prin lucrări speciale care se propăiesc. El atenția s-a tragă spre cuvântuire și în grele situații s-a ducă izbăvire. Ca oamenii să-L slăvească pe acela care e bun, pentru a face cunoscute judecățile să se impun. Pentru a însoți mesajul ce este urgent, ca oamenii să le asculte pentru un mod cât mai atent. Ca oamenii să-i cunoască pe ai Domnului Slujitor, să-i asculte cu plăcere față cu Slujitor. Prin darul prorociei, Domnul poate transmite îndemnuri, porunci, mesaje de Domnul pentru Iisus. Și acesta, pentru a noastră zidire, stăpâire, mângăiere și mustrare, dar și descoperire. Uneori Domnul transmite mesaje înțelepte, pentru ca să ne ajute să luăm decizii drepte. Darul de limbi diferite se întâlnește mai mereu. Oamenii ce au darul acesta ascund taine cu Dumnezeu. Fără de a cunoaște limbile în care El vorbește, cel ce are darul acesta, El însuși vorbește. N-are mare relevanță pentru cei din felul ăsta, dar în semn și o mărturire, că e Duhul Sfânt ăla. Prin darul de tălmăcire, persoana care îl are, fără de a cunoaște limbile, ci doar prin insuflare. Traducerea din orice limbă, ceea ce Domnul spune, în limba ce-i cunoscută de întreaga națiuni. Vorbirea înțelepții pe limbi poate fi și un semn și un dar. Semnul însoțește credința, iar darul nu este rar. Pentru că cine are Duhului Hristos nu este al lui, trebuie ca să știi sigur de fapt cui este supui. Orice om cu credință trebuie să testa ca să vadă dacă Duhul este și în inimă sa. Iar unul dintre criterii este să ai măcar un dar. Dintre cele nouă daruri ca să nu are un dar. Și când Domnul vine în slavă, așa cum vine la cuvânta, te va așeza la dreapta pentru el din credință. Amin.